Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. A început castingul Bravo I Still 8. Frumoasa prezentatoare Ilinca Vandici a vorbit despre sezonul 8 al celei mai așteptate emisiuni și a oferit un sfat important pentru viitoarele concurente. Sunt încântată, entuziasmată. A fost o așteptare destul de lungă. Cei care ne-au urmărit ne-au scris și ne-au întrebat când revenim, că le e dor de noi și uite că deja primul pas a fost făcut, s-au deschis liniile de casting, așa că toate doamnele și domnișoarele care simt că au ceva de arătat lumii întregi, care simt că au acea strălucire care merită expusă, care simt că au un cuvânt de spus și pe piața media din România, de ce nu, Bravo I Still a propulsat multe din concurentele show-ului pe piața media din România. Fie că vorbim de televiziune sau online, de-a lungul celor 7 sezoane de Bravo I Still a creat o rampă de lansare excepțională. Vorbim de Cristina Mihaela Dorobanțu, care în prezent este prezentatoarea știrilor Canal D, vorbim de Andreea Străvoiu, care este unul din moderatorii Roventura. Dacă luăm partea de online, cred că 90% dintre concurentele care au trecut pragul Bravo I Still au ajuns top influenceri în momentul de față pe rețelele de socializare. E o oportunitate pentru toate fetele care își doresc să profite de pe urma acestei oportunități, a mai spus Ilinca Vandici, pe lângă faptul că este un show de modă, este unul și educațional la urma urmei pentru că înveți și foarte multe lucruri, și nu doar despre ținute, accesorii, combinații de culori. Înveți și de postura pe care trebuie să o ai, de modalitatea în care te exprimi, cum te prezinți oamenilor, ce vrei să le transmiți oamenilor. Hainele pot veni să completeze în egală măsură acest mesaj pe care tu îl transmiți oamenilor din jurul tău. S-au făcut 2 sezoane cu persoane publice, ele erau obișnuite cu camerele de luat vederi. Însă sezoanele precedente și inclusiv acest sezon 8 se întoarce cumva la origini. Ne bucurăm din nou de experiența de a descoperi concurente excepționale care au ceva de spus, chiar și dacă ești o fire mai timorată sau nu reușești să-ți exprimi bine emoțiile. Bravo I Still este o școală care te învață cum să faci asta. Noi suntem acolo pentru concurente, le sprijinim. Le ajutăm, le învățăm, nu trebuie să fii învățat ca să poți să intri în această competiție fabuloasă. Trebuie doar să fii deschisă, să-ți dorești să faci asta, să fii cât se poate de naturală, să iubești moda, accesoriile, tendințele, să-ți placă să faci ceea ce se întâmplă la Bravo. Bravo I Still a fost și pentru mine o școală. Dacă stăm să ne uităm cum eram acum 7-8 sezoane și cum sunt astăzi, diferența este colosală. Eram agitată la început. Nesigură pe mine. Cumva era un proiect mare în care mi se dădea încredere pentru a sta la cârma lui. Aveam acest felin, dacă nu mă descurc, sau poate nu sunt suficient de bună, dar odată cu trecerea timpului, dar și cu faptul că pe partea personală am căutat niște răspunsuri. Iată că și pe partea profesională am pus cărămidă peste cărămidă și am căpătat acea încredere în tot ceea ce se întâmplă acolo, ne-a mai declarat Ilinca Vandici. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.